Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este o situație, tovarăși. Ce situație avem? Ia cu spaghetele în Italia, cu pastele. Dacă mai are Luca, mai ai spaghete? Am spaghete întotdeauna. Nu, dar mai ai de alea puse de când a venit pandemia și ai zis că gata, s-a terminat. N-am avut de spațiu să iau atâtea. La mine se mănâncă un metru cub de spaghete pe săptămână. Un metru cub de spaghete. Posibil, mă, frate, sunt foarte bune. Nu, dar se mănâncă multe. Aha, am făcut, alaltă ieri, am făcut niște spaghete carbonara, oleo, mamă mia, cu guanciale, adevărat, da. M-am și-am cumpărat ouă proaspete special pentru asta. Altfel este, se pune de o grevă și un boicot în Italia din cauza faptului că italienii sunt nervoși că sunt pastele scumpe. Mi s-au scumpit dacă cineva din România comandă în cantități atât de mari. O săptămână. Da. Bă, adevărul e că de la pandemie încoace pastele pe care le caut eu s-au scumpit de la 6 lei la 10,50. Da, sunt foarte scumpe. Deci aproape s-au dublat. Aha. Mama, este îngrozitor. Într-adevăr, sunt foarte scumpe. Deci a apărut un grup de apărare a consumatorilor care cere italienilor să intre în greva națională a pastelor timp de o săptămână, începând cu 22 iunie. Cum se manifestă greva asta? Se manifestă asta, că să nu se mai cumpere. Deci, auzi, Luca, săptămâna viitoare nu mai faci comandă. Greva macaroanelor, spune acest domnul. Macaroanelor sau macaronarilor? Furio Truți îl cheamă. Furio, are nume predestinat. Furio Truți, președintele grupului, nu înțeleg, Ausenti, nu știu, asta cred că e scris greșit. Deci greva macaronelor este pentru a vedea dacă rămânerea pastelor pe rafturi în urma boicotului va face să scadă prețurile în marea tradiție anglosaxonă de boicotare a bunurilor. Uh-huh. A declarat dânsul, prețul pastelor este absolutamente disproporționat față de costurile de producție, mai spune el. Deci ăsta este momentul să cumpărăm masiv spaghete de bună calitate din Italia dacă se face boicot. După principiu, dacă se interzice dieselul în Germania, o să avem și noi în sfârșit mașini nemțești ieftine. Dar ce s-o fi întâmplat? S-o fi scumpit grâul? Ce s-o fi întâmplat? Nu știm ce crezi că s-a întâmplat. Domnul Luca, dumneavoastră urmăriți piața grâului? Eu știam că grâul e jos. Grâul e jos de tot. Da. O și cu toate astea, uite că spaghetele sunt tot mai scumpe. Dar stai mă puțin, că și prețul petrolului a scăzut foarte mult. Și benzina și e scumpă. Astea, benzina e scumpă. N-a scăzut chiar foarte mult, a scăzut. A scăzut semnificativ. Da. Și transportul alternativ s-a scumpit, aproape că s-a dublat. Uh-huh. În ultimele luni, total inexplicabil. Adică, ce înseamnă transportul alternativ? Mă refer la trotinete? Nu, la Uber și Bolt. Deci o cursă, serios? Pe care acum 6 luni o făceam cu 12 lei, acum e 21-22 de lei, în condițiile în care benzina, să înțeleg că nu, e la același preț sau un pic mai ieftină. Niște nenorociți. Nu mai mergi cu Toyotica Lila? Ba da, dar uneori când mai merg fără Toyotica și mai merg cu ăștia, am remarcat aceste... Recomand trotineta. Și poți să faci așa, iei trotineta respectivă, dar când că tu înțeleg că faci multă bicicletă acasă, deci ești antrenat. Da. Nu pornești. Practic, mergi cu ea înflânată, dai din picior, la picior. Consum și energie. S-au mai văzut cazuri în București. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.